9 și 35 de minute arată ceasul, a ajuns la cea de-a 29-a ediție. Festivalul Mozart are loc și în acest an, în perioada 15-22 noiembrie. Invitata mea din această dimineață, președinta Societății Române Mozart, Silvia Spârciu. Bună dimineața, mulțumesc că ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi aduc aminte perfect anul trecut când vorbeam despre ediția din 2018. Spuneați că vă doriți foarte tare ca în cadrul festivalului concursul să devină internațional și iată că devine. Da, anul acesta a devenit internațional. Noi nu am schimbat încă formatul festivalului, așadar n-am limitat acele două zile de concurs cu care publicul clujan deja s-a obișnuit. Prin urmare, am fost nevoiți să luăm mai puțin candidați în acest an. Este o probă, vedem cum funcționează. Probabil dacă dorim să îl păstrăm așa, va trebui să alocăm mai multe zile concursului, având în vedere faptul că sunt totuși destul de mulți doritori. A crescut repertoriul concursului. În prima etapă vor fi prezentate două lucrări de Mozart, deci timpul va excela probabil 35-40 de minute, iar în a doua etapă se va cânta un concert, unul dintre cele mai puțin cunoscute, trei concerte dintre cele mai puțin cunoscute, din care concurenții și-au ales unul, bineînțeles, catalog 413, 414 și 415, care vor fi acompaniate de Quartetul in Tono, care anul trecut a câștigat premiul întâi la concursul de interpretare Mozart. Deci avem în acest an foarte mulți foști câștigători ai concursului Mozart, care între timp au făcut carieră și au confirmat premiul pe care l-au primit. De asemenea, de fiecare dată încercăm să găsim o identitate ediției și în acest an totul se conturează în jurul pianului. Este concurs internațional de pian, cele două concerte simfonice, mă rog, respectiv vocal simfonic, concertul închidere, sunt au ca soliști tot pianiști, deci sunt tot concerte de pian, iar fiecare seară de recital se învârte oarecum în jurul pianului. E piano și fortepiano în prima seară de recital, în 18 noiembrie, Gottlieb Wallisch, un pianist foarte bun care este profesor la Berlin, Universitatea de Künste, Universitatea de Artă din Berlin. Apoi avem Transylvanian Piano Trio cu trei protagoniști deja consacrați pe scene importante. E vorba de pianista Aurelia Vișovan de la Viena și Nuremberg. Este vorba despre Octavian Dub, care este unul dintre cei mai importanti violonceliști din România, și despre Vlad Drăceu, care e un membru al Filarmonicii de Stat Transilvania și cadru didactic al Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Ei deja cântă de ceva vreme și au deja un repertoriu din ce în ce mai interesant și mai bogat. Și fiecare este o individualitate, zic eu, notabilă. Apoi vom avea un recital de lead superb cu o pianistă care este una dintre cele mai cunoscute pianiste de lead din acest moment, se numește Carola Teil, a fost pianista lui Dietrich Fischer-Dieskau, era o legendă, este o legendă, și cântă cu cei mai importanți cântăreți ai momentului. Ea va veni cu Cosmin Sime, unul dintre foștii câștigători ai concursului de interpretare Mozart, care acum face o carieră importantă pe scenele din lume, scenele europene, și este membru al ansamblului din Kassel. O vom avea pe clavecinista Petra Schomloi, care va cânta la un recital la fortepiano cu sonată de Mozart și Beethoven. Și am lăsat la urmă cele două concerte care încadrează festivalul. Concertul de deschidere, care va avea ca protagoniști doi importanți muzicieni, Denis Pascal, pianiștul cunosc cu siguranță, este profesor la Conservatorul Național din Paris, și care va cânta concertul în La Major, KV 488, iar la pupitru va fi dirijorul Serghei Simakov. Amândoi sunt pentru prima dată în România și pentru prima dată pe scena Filarmonicii Clujene. La fel, concertul de închidere are un concert de pian, interpretarea lui Cristof Alvarez, e un concert vocal simfonic, va fi prezentată și Misa Trinitatis, de Santissima Trinitatis, în interpretarea corului Filarmonicii de Stat
Transilvania și Orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania, sub bagheta dirijoarea Elizabeth Askren, și ea pentru prima dată pe scena filarmonicii. Deși este o prezență foarte cunoscută, cunoscută deja în lumea culturală și muzicală clujană, dar este prima dată pe scena filarmonicii și, din fericire, ne bucurăm de un parteneriat absolut solid și funcțional cu Filarmonica și încă de la începuturile societății române Mozart din 91, parteneriatul cu Filarmonica de Stat Transilvania, respectiv parteneriatul cu Academia de Muzică, sunt cele mai vechi și cele mai trainice și care au continuat, pentru că celelalte au mai oscilat. La anul vom avea un parteneriat din nou cu Opera Maghiară, care ne-a fost și alături multe ediții până acum, dar fără aceste parteneriate, festivalul n-ar putea să aibă loc, pentru că știm cu toții ce presupune acest lucru. E vorba de orchestră care, dincolo de faptul că e foarte bună, funcționează din toate punctele de vedere și ca management, sunt multe aspecte care contează foarte mult în realizarea unui festival și unul dintre aceste aspecte importante o reprezintă partenerii cu care reușești să pui lucrurile în mișcare. Mai aveți o componentă de film. Ați început să asociați întotdeauna Festivalul Mozart cu o proiecție de film. Anul acesta ce aduceți? Anul acesta aducem din nou, adică noi le aducem prima dată, dar a mai fost, sigur, filmul este foarte cunoscut, are, mi se pare, 8 premii Oscar și 11 nominalizări. Este vorba de filmul lui Miloš Forman, Amadeus, care nu a mai rulat în cinematografele clujene de peste 15 ani. Deci, cu această ocazie, vom prezenta acest film și tinerei generații care am avut surpriza să aflu că nu prea au auzit de acest film. Așa că va fi o bună incursiune în universul interesant și captivant și absolut fascinant, fabulos al lui Mozart. Sigur, din perspectivă cinematografică, așa cum anunțasem anul trecut, în schimb, acest parteneriat cu cinematograful Victoria este pe cale să devină tradiție, pentru că deja ne aflăm la a doua ediție în care prezentăm un film, iar la anul dorim să prezentăm un film documentar, de data aceasta mai precis și cu informații mai exacte, poate mai puțin romanțate, dar foarte interesante, chiar și pentru cei care nu au avut până acum contact cu muzica lui Mozart și mai ales cu personalitatea lui Mozart. Se completează foarte bine imaginea lui Mozart anul acesta și prin intermediul unei conferințe pe care o dedicați tatălui său, lui Leopold Mozart. Da, anul acesta se împlinesc 300 de ani de la nașterea lui Leopold Mozart și conferința marchează acest moment. Bine, mai sunt și în repertoriile recitalurilor din acest an lucrări de Leopold Mozart. Trioul Transylvanian Piano Trio va prezenta o lucrare de Mozart, dar e foarte interesant și tematica este mai ofertantă decât pare pe hârtie. Am invitat-o printre alții pe Tea Ionescu, care este psiholog, e cadru didactic la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai, care va vorbi despre relația copilului cu părinții, copilului supradotat cu părinții. Și mai ales relația părinților cu copiii supradotați, e un aspect foarte important, pentru că până la urmă Leopold Mozart a avut acest rol fantastic de a dezvolta o personalitate, de a construi personalitatea unui copil supradotat. Și din acest punct de vedere este extrem de important și pentru părinți, profesori să participe la conferințe, tocmai pentru a vedea și a înțelege dintr-o nouă perspectivă această relație copil, supradotat, părinți, profesori, societate și ce repercusiuni are acest lucru asupra dezvoltării lui ulterioare. Și sigur, Leopold Mozart, antreprenorul Leopold Mozart, impresarul, adică ce a reprezentat Leopold Mozart, compozitorul, bineînțeles, și muzicianul Leopold Mozart, și ce a reprezentat Leopold Mozart pentru viața lui Mozart, ce ar fi fost Mozart dacă nu ar fi avut un tată precum Leopold Mozart. Deci, asta este tema conferinței din acest an și credem că va fi foarte interesantă din nou chiar și pentru publicul larg, pentru că încercăm, e o zonă foarte delicată și foarte de nișă pe de-o parte, dar pe de altă parte e o muzică atât de frumoasă și e un univers atât de captivant încât sunt convinsă că orice necunoscător al muzicii ar dori să participe. Unde are loc conferința și când? Conferința are loc în 20 noiembrie, miercuri dimineață, de la ora 10, la Casa Libertății Religioase, despre care vă vorbeam anul trecut. Am început și cu ei un parteneriat deja de un an. Sperăm să fie trainic, locul este absolut superb. Ei sunt foarte... Absolut. Da.
cu o sală superbă, vă spuneam că a fost și sală de concerte, mă rog, în saloanele clujene se cânta muzica lui Mozart și lui Beethoven în secolul, la sfârșit de secolul 18, început de secolul 19, vă povesteam în trecut acea celebră poveste a lui Ruzicica, disputa dintre fanii Beethoven și fanii Mozart, adică era o viață culturală foarte bogată și aliniată la viața culturală și muzicală europeană și asta este foarte important de menționat. Deci, festivalul Mozart se extinde anul acesta, concertele nu sunt doar la Academie și la Filarmonică, sunt și la Casa, nu? De, doar conferința este la Casa Libertății Religioase, încă nu am extins concertele, acolo concertele vor fi probabil camerale și vor fi în perspectivă, dar deocamdată, neavând un pian și centrul acestei ediții fiind pianul, ne-am limitat la spațiile pe care Academia de Muzică, respectiv Filarmonica, ni le oferă. Și anume, sala Auditorium Maxim a Universității Babeș-Bolyai și sala studio a Academiei de Muzică Gheorghe Dima, bineînțeles pentru conferință Casa Libertății Religioase. Cursurile de maestrie se vor desfășura la Academia de Muzică Gheorghe Dima. Cine susține cursurile de maestrie? N-am apucat să vorbim. Denis Pascal, e un curs de maestrie de pian, Gottlieb Wallisch, pian și fortepiano, și Carola Teil, curs de maestrie de lead. Ea fiind pianistă de lead, va veni cu o nouă perspectivă în ceea ce privește fonetica, dicția, declamația și tot ce presupune acest gracil și frumos ansamblu vocal pianistic. Cursurile de maestrie sunt deschise și publicului, măcar să asistăm, să vedem cum se întâmplă. Da, sigur, totul este deschis publicului larg, absolut totul. De la concertul de deschidere până la concertul de închidere, toate manifestările sunt deschise publicului. Evident, concertul este în abonamentul Filarmonicii, de cei care au abonament, nu l-am numit concert extraordinar, tocmai din acest motiv, pentru ca cei care au deja și fac parte din publicul fidel al Filarmonicii să poată să vină pe abonamentul obișnuit. Iar restul evenimentelor sunt, sigur, gratuite la Academia de Muzică Gheorghe Dima în sala studio, deci deschise tuturor, de la curs de maestrie, recitalurile care sunt toate la 19 seara, inclusiv finala concursului poate fi văzută din sală, din prisma spectatorului, pot fi simțite emoțiile și se poate lua parte din public la tensiunea dinaintea decernării premiilor, tot așa în sala studio, ora 19 duminică. Deci încercăm să facem publicul părtaș, da, și prin urmare Mexes e partener al nostru la toate manifestările. Dat fiind că Festivalul Mozart devine așa o rampă importantă de lansare pentru tinerii muzicieni aflați la început de carieră, ce premiu oferă festivalul? Vor fi 4 premii, un premiu 1 în valoare de 4.000 de lei, un premiu 2 în valoare de 3.000, premiul 3 2.000 și un premiu special al celui mai tânăr interpret ajuns în finală de 2.000 de lei, acordat de Fundația Ioan Uțiu. Iar Filarmonica George Enescu oferă un recital, sigur în parteneriat cu Societatea Română Mozart, un recital la Ateneu în cadrul stagiunii de marți-seara, câștigătorului premiului întâi la această ediție. De la început am avut o relație foarte bună cu editura Bärenreiter Verlag, care a devenit membru de onoare al societății și care oferă din nou partituri integrale sonatelor de Mozart tuturor câștigătorilor primelor 3 premii. Deci astea sunt premiile pe care le oferă în acest an concursul internațional Mozart. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, președinta Societății Române Mozart, Silvia Zbârciu. Vă ținem pumnii cu această 29-a ediție a festivalului.